Salutare, salutare prietenașilor, prietenul vostru Alexandru de la Fabrica de Bunuri vă salută de nou de aici, de la Wood Village, Oregon, Statele Unite ale Americii. Prietenașilor, în seara asta prietenul vostru vrea să vă prezinte aici avea o rețetă bunuță și foarte simplă și foarte rapidă, da? Așa un fel de mongolian, dar nu o să fie cu spaghete, cu tocmai, cu macaroane, cum ziceți voi. În seara asta o să fie așa numai o combinație de carniță, da? Știți voi că la Fabrica de Bunuri, dintre toate fructele și legumele, cel mai tare nouă ne place carnea, da? Și pentru că ne place carnea, uitați-vă, avem aici așa niște pieptișori de curcan, care noi l-am dus la afumat. Ne l-au afumat aici niște tovarăși, foarte gustos și foarte bun. L-am pus așa aici o bucată de piept de curcan. Aici avem mușchișorul ăsta a nostru, da, care noi l-am afumat aici acasă. Știți, v-am arătat eu vouă rețeta asta. Și uitați-vă, toată carnița asta o să o combinăm în seara asta cu ce? Cu niște morcovel, cu niște cepșoară, broccoli, așa, cu niște ardeiuți de ăștia grași, da, roșu și galben, bineînțeles, usturoiul aici nu trebuie să lipsească. Totodată ne trebuie aici și niște untișori ne trebuie. Da, pe urmă aici nouă ne trebuie și un pic de uloieș de avocado oil, e foarte bun. Și pentru sosul care o să-l avem, prietenașul, uitați-vă ce folosim în seara asta. Îmi place aici teriyaki sosul ăsta, de la PF Chain's, e foarte gustos. Aici tot avem un pic de sarișică care e cu ustroi și cu piper. Dar, pentru ca să fie un pic așa mai tipărățel, avem nevoie de adjica asta, da? E foarte spicy. E niște ardei roșu. Punem numai foarte puțin pentru că are o consistență foarte puternică. Și uitați-vă, prietenașilor, întâi un pic ca să ruminim cărnița asta. E la noi, e gata, pentru că pieptul ăsta de curcan, el e gata pentru că a fost afumat. Nu trebuie mult, numai un pic îl încălzim în untișor și mușchișorul ăsta ia de purșel tot așa. Pe urmă să punem aici pșoara, morcovul și toate așa la rând. La urmă să punem sarea, piperul și bineînțeles sosul ăsta teriyaki sos. Prietenașilor, fiți pe fir, în seara asta gătim aici în casă, la plită. Uitați-vă aici așa, avem oacul ăsta aici, destul de maruț. Sper să ne rezolve cu toată rețeta asta. Și așteptăm finalul, prietenașilor. Prietenașilor, procesul merge. Uitați-vă aici, deja am pus mușchiulețul ăsta de purcel afumat, da? Uitați-vă aici, așa, numai un pic, așa, îl încălzim, pentru că el deja e gata aici, așa, și pieptul ăsta de cărniță albă, așa, de curcan, tot e deja gata, e preparată. Numai un pic, așa, o încălzim aici, așa, în untulețul ăsta. Și îndată noi o luăm de aici, prietenașilor. O să o scoatem de aici, din roacul ăsta nostru, și o să începem aici ca să ruminim ceapa cu ustroiul. Întâi o să punem un pic de ustroi ca să ruminim un pic de ustroi cu ceapa, apoi o să punem morcovul, după ce o să punem morcovul, deja o să punem celelalte ardeiul și broclea în sprânchiere. Așa că aici am vrut să vă arăt acum procesul ăsta de carniță, numai așa. Îndată, gata, deja trebuie să scoatem aici carnița. Așa, ruminim acum ustroieșul cu cepșoara, da? Uitați-vă aici. Așa, frumos. Îndată adăugăm tot morcovul. Numai un pic așa, ca să schimbi culoarea. 2-3 minute. Așa, prieteni, așa, uitați. O miros aici. N-am adăugat nici sare, nici sos, nimic încă. Așa, numai un pic schimbăm culoarea la ceapă și la ustroieșul ăsta nostru. Și acum, chiar acum, momentul ăsta, noi putem deja adăuga, uitați-vă, morcovielul ăsta. Așa. Așa, frumos. Uitați-vă aici ce finătate. Ai. Și tot așa câteva minute aici, pentru că morcovul mai vârtoșel, trebuie să lăsăm și aici de 4-5 minute. Așa, prietenilor, uitați-vă cum merge aici procesul, da? Uitați-vă, deja am adăugat toate
toate legumele noastre aici, da? Șardeluțul și broclea tot aici deja gata. Am pus sare, pipier, tot ce aici trebuie. Vedeți, da? Trebuie să primiți și voi așa un covor din ăsta. Așa, colorat, miroznos. Ai, 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 ai. Acum uitați-vă, prietenașilor, am pus un pic de agică din asta, așa cum v-am spus, da? Numai un pic puneți, prietenașilor, că e foarte, foarte, foarte tăruță, ca să nu străcată de bunătate. Și acum uitați-vă, punem sosul, uite, teriyaki, da? Așa, cât avem noi aici în el? Avem așa cam vreo câteva linguri. Uitați-vă ce facem acum. Așa, atât. Atât, uitați-vă. Apoi, că este așa vreo 3-4 linguri de astea de masă. A, am pus aici. Acum ce facem noi? Pregătim toate. Și îndată punem carne aici. Vedeți, da, carnița e aici. Am vrut întâi așa un pic să pregătim întâi legumele. Și acum deja, uitați-vă aici un miros. Acum uitați-vă ce facem. Acum deja punem carne aici. Așa, uitați-vă. Carnița. Ai, 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 ai. O bunătate pentru băieță care sunt la dietă. Stau acum, asta tare se potrivește, pentru că n-are grăsime nimica. E piept din ăsta de curcan, cu mușchișor din ăsta de urcel care n-are nimica grăsime, untură. E foarte, foarte bun. Vedeți, da? Uitați-vă. Acum mai lăsăm așa pentru 2-3-4 minute. Mestecăm așa frumos tot. Mai gustăm un pic la sare și la pipier. Și dacă totul e bine, o să oprim focul. O să lăsăm așa pentru 5-7 minute, până în 10 minute, un pic așa să se odihnească toată bunătatea asta a noastră. Și prietenașilor, poftim la masă. Poftim la masă, că deja totul e pregătit aici. Așa. Vedeți aici, da, tot o rămas întreg, așa, nu ne trebuie să fie fiert, răsfiert toate legumele astea. Broclea, vedeți, cum așa un pic, așa, jumate să fie crudă, jumate așa, preparată. Un miros aici, prietenașilor, nu vă pot descrie. Așa că, prietenașilor, foarte simplu, în câteva minute, dacă aveți tot ce aici vă trebuie din condimentele acestea, din carne, tot ce aveți prin frigider, un ardei, un morcov, nu e ceva special aici. Și poftim la masă, prietenașilor! Prietenașilor, ajuns la final din seara asta, da? Așa cum v-am spus, rețeta noastră foarte simplă, un mongolian, dar de data asta fără spaghete, fără macaroni, tocmai, ziceți-i cum vreți voi, da? În seara numai așa o rețetă ușurică pentru băieță care sunt la dietă, da? Așa care vreau să prindă un pic mai siluetă. Uitați-vă aici ce am pregătit noi în seara asta, da? Așa. Cum v-am lămurit toată rețeta așa, uitați-vă aici, un miros extraordinar. Aici, prietenașilor, și vreți, vreți niște orez să fierbeți, dar nu, eu în seara asta, noi așa o să mâncăm pieptișorul ăsta așa de curcan și cu mușchiulețul ăsta afumat de porcușor, da, de porc. Uitați-vă, aici așa, vedeți, da, tot s-a preparat, acum am lăsat așa pentru vreo 5-7 minute până în 10 minute un pic și s-a odihnit să tragă toată bunătatea asta. Aici, în prezența voastră, așa, acum. Acum, aici, știți, da? Deviza lui prietenul vostru, Alexandru. Ceva bunișor costă, dar se merită. Hai să vedem în seara asta, s-a meritat ori nu. Extraordinar. Parcă mă aflu la masă la un japonez, wasabi, unde vreți așa, exact așa, prietenașul ăla, uitați-vă, broclea astea, stopește în gură. Hai să vedem carnița asta de purcel, da, mușchiul ăsta, cum e? Ia-ți-o topit, nu-i? Prietenașul ăla, să știți că s-o primit ceva bunuț,
foarte simplu în casă. Noi de obicei rețeta asta o facem afară la disc, la disc acolo. Dar pentru că acum e frig afară și mi-a fost greu să stăm afară, am făcut aici în casă, la oacul ăsta, foarte bun. Prietenașilor, mulțumim că sunt alături de noi, mulțumim că urmăriți rețetele noastre, vă dorim și vouă numai ceva bunișor și nu uitați, ceva bunișor costă, dar se merită. Numai bine!